Mari și m***i cringe. De 10 ori mai cringe decât m-aș fi așteptat vreodată. Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou challenge. Astăzi facem un try not to laugh challenge. Observați ceva nou în cadru? Nu mai e bradul. Am scăpat de brad. Era și timpul mai gol. E prea gol, frate. Prea gol, ceva lipsește acolo. Bă, v-ați tot rugat de noi să scoatem bradul. Dar se vedea bine, frate. Și am făcut. Ia uitați, parcă s-a pierdut ceva, s-a terminat. Nu mai sunt beculețele alea drăguțe. Scrieți-ne în comentarii ce ați vrea să punem în fundal, pentru că pare un pic goluț și putem rezolva. Doar scrieți-ne în comentarii ce să punem pe fundal. Da, facem un încearcă să nu râzi. Cristi, ești gata să râzi sau să nu râzi? Sunt gata să nu râd. Apropo, poftă bună. Eu nu înțeleg de ce ați mai scris mușchi file. Putea să puneți, nu știu, margine de mușchi sau contur de mușchi, nu știu. Zic și eu, na. Man. Chiar atâtica era. 5 feliuțe, da. Băi, la Sibiu zăpada are 7 cm. Sau cum ar zice băieții, aproape 20. Bă, nenorociți ăștia de cerbi. Eu bătă o vacă să-mi bag. Ei au băgat acolo în colț. Ce ori avea pe ea, nu știu. Să iau unul pe aici, nu? Poate să mai liniștesc. Ce încălcate zilele vieții voastre, ca aceluia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, preună cu cel fără de început al lui Părinte, și prea Sfântul și Bunul Zubiatul Săgătorul Duhului, acum și prorurea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne... Nu vă drogați. Trăim într-o societate. Hai mă, ce creaturi e. Să vedem dacă prietenii lui țin cu el. Și în cine să nu am încredere. Ia, o să mintă băieții pentru el? Ia să vedem. Așa ar trebui. Cred. Ia. Alo, Sebi, scuze că te deranjez. Alex doarme la tine în seara asta, nu? Că așa mi-a spus. Cine? Alex. Alex? Da. Care Alex? Nu știu dacă atunci cine ești. Ești Cristina. Mi-a luat Alecu? Da. Da, doamne la mine, da. Dar Alecu, el a plecat, nu știu, s-a plecat cu băieții, nu știu, a fost cu fiecare, cu fata. Bine, mersi. Da? Îl sun eu mâine dimineață, să-i zici. Da, bine, atunci. Pa, pa. La acoperim, mă. Bravo. Ai, cam târziu, sincer, n-ai văzut da, ce ai la început. Nu prea s-a prins. Nu prea s-a prins. Nu prea știa. Ce ai zis la început? Nu, dormi nimeni la mine. Tu cine ești? Cristina? Aaa, Cristina, da, doarme. Da, a fost destul de prost. Proastă improvizația, dar... Asta e, măcar i-a ținut spiritul spatele. Acolo, da, i-a ținut spatele. Când s-a prins, a zis, da, mă, doarme la mine. Mamă, și eu aș vrea să fac asta, rangagică. Chiar aș vrea să fac asta, să încerc. Kilometru, pe TikTok, lumea mă întreabă cum de ies cu el pe stradă. Just drop in and just smack the lip. Hoopa! Drop down, snap! Ce-a fost asta? Ca fată, dacă flirtezi cum trebuie și îți lași formele la vedere, obții totul pe gratis. Da. V-ați prins că taie apa? Acum mi-am adus aminte ce-mi imaginam eu când eram mai mic, când mă gândeam la culori de gen albastru deschis sau închis. Eu mă gândeam la o ușă albastră închisă. Iar eu la o ușă albastră închisă sau deschisă doar că de la mașină. De ce era de o mașină? Ușă de-asta micuță, știi, de mașină sport. Da, nu întrebați de ce, dar asta îmi imaginam. Și pe lângă asta, mai stați să vă gândiți cum vă imaginați anotimpurile. Și asta e interesant, pentru că am mai pus întrebarea asta unor oameni și majoritatea își imaginează diferit anotimpurile. Când stai așa să te gândești la iarnă, ce ți imaginezi? Sau când stai să te gândești la o lună specifică, la ce naiba stai să te gândești? Eu le văd efectiv ca un tabel, cum începe anul, are dreptunghiul lui ianuarie,
februarie, martie, aprilie și tot știți așa. Cum, știți cum văd eu anotimpurile? Imaginați-vă că sunt patru țări puse în cerc cu granițe, așa, și aici este vara sus, pormă vine toamna, pormă vine iarna, pormă vine primăvara. O să fac, jur, o să fac într-o zi o animație doar ca să, doar ca să arăt cum... Hai că da. Pă bune, o să da, fac. Da, da, da. Promit. Fetelor, trebuie să le care-i, rezistați. Care-i slăbiciunea voastră pentru bombardieri? Alex Bombardier, nu ți-a mai scris de 3 luni jumate și deodată când îți scrie te duci la el? Poți mai mult, nu înțeleg cum reușesc oamenii ăștia. Cum reușesc bombardierii ăștia să agațe toți? Mai lăsați-ne și nouă, măi băieți. A, a, ce zicea Iisus că lucra la drumuri și poduri? Ce? Pavele! A, 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 a. De ce nu alergă Melcu? De ce? Că i-ar vâlfâi ochii. Preston bully, slide with a body, man hold two from the woody. Siru gangster, niggas know me, man leave. Ce? La bancă ne merge bine relația. Isi Miyaki, mă plimb într-un Maserati. Rețeta pentru succes e să faci banii cu frații. Relația perfectă, i-am făcut aici lui băiatul meu o țigară. Așa, cu fâini tot una alta. Paraziții. Ce ți-am făcut acolo? Paraziții? Ce înseamnă? Care scoate muzici din alea, rap. Ia. Aici. I-am făcut aici, așa. Am făcut câteva dată. Deci fumătorii care pa, fumează iarbă. Ia uzi. Paraziți. Uite. Pam. Pam, pam. Și pe gât. Pam, pam. Pisi tot. Ce gestea? Și acolo stea și în parte. Vai, ăștia sunt ultimii oameni de pe planetă, efectiv. Bă, cred că doar ce au descoperit tatuajele și au zis hai să ne facem, frate, adică se vede că nu se pricep. Lasă că nu se pricep, eu cred că el crede că când o să facă duș se șterge. Paraziți. Nu cred, cred că știe că e pe el. Și ce-i cu... deci avea semnul dolarului și curge dunga de pe semnul dolarului până... Păi, startiști oamenii la ei în cap, doar că nu a ieșit așa bine pe foaie dacă stai să te gândești. Ce milă mie de oamenii ăștia, că sunt terminați de viață. Azi timpul de tatuaje, băi, paralizii. De ce n-au început și cu fața? Treia și pe față. Vreau. Vreau să mănânc o serios. Oh, dă-mi un coață, de unde ești? Te pup dulce și să ai grijă de tine. Multă sănătate. Oh my god. Băi, la ce m-am uitat? A, două în altă parte, frate. Cine stă să-i verifice chiloții? Nu e ok? Tu ai profitat de reduceri la chiloți? Ai fost om așa? Ai condus? Nu, am băut șveps. Cu ce ai băut șveps? Șveps cu măta. Eu cu măta am băut șveps. Bă, bă, unde te crezi, mă, te crezi la tine acasă? Că-i smartoi? Ce mi-a dat-o fraierul ăsta, bă? Da, mă, frate, nu faci curbe ok deloc cu SUV. Nu e combinație. Eu spunând asta cu un SUV. Roșie. Am văzut pe asta. Ce e asta? Ce e asta? Unde e asta? Nu cred că e în România, sunt prea mulți oameni. Unde e asta? Ce cu atâția oameni acolo? La ce acolo? Never seed de cai. Ăștia pleacă la război, fac ei ceva, frate. Deci, nu mi-e frică să mă lupt cu o babă, clar? Să te văd atunci. Parte, uite-mă pe stradă, cam un pantalon, un blichi. Mă vrea gagică, tata, eu nu vreau că e mult prea sticky. Nu m-am gândit la asta niciodată. Colindătorii la noare, ce? Da, da, stai așa, ia. Oh, de la conservator? Da, 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 gata? Hai.
3, 2, 1 și... Viața exclusivistă ca miliardare, om tiridare, ca miliardare. Ce energie, bă, rupe-te. Vai, măcar ești de treabă, da? Te-ai gândit la aia? Așa e, mă, după liceu. Nu prea se mai țin relațiile acolo strâng cu prietenii. Dar poate încă sunt la liceu. Nu a zis nimeni că au terminat liceul. Păi ăla a zis că a picat bacul. A, da. Dar fiți atenți. This guy, don't be this guy. Da. Am fost și eu și pățiți să aveți în gașcă. Avem și prieteni. Un d-asta. Bă, vă faceți gagică. Nu uitați, mă, de băieții voștri. Pă bune, nu uitați. Să mor eu, mai ieșiți pe afară, mai jucați un CS, mai răspundeți la telefon. Să mor eu, numai acolo stați prima voastră gagică. Deci, Flaviule, și am avut prima gagică și am uitat de tovarăși. Nu sta numai cu ea, că moare capul. E ok, adică... Replici de agățare pe Tinder. Ia să vedem. Stai. Mamă, se mișcă. Genul ăla de TikTok de trebuie să pui tu pauză. Hei, știi ce-mi place la tine? Că semeni cu o groapă și eu sunt prost de dau în gropi. Bă, oamenii se devin... Din ce mai creativ. Da, 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 se gândesc. I-a spus cineva la școală: bă, tu ești prost de dai în gropi, dă tempo. Aici ești ultimul om, nu o să ajungi nimic. Ia să intru eu pe Tinder, e bună rău asta. Ești puțin creativ azi. Ia să vedem ce. Dar ce, tu ce replici cheesy ai folosit vreodată, Cristian? Vai, cea mai groaznică, deci mi-a venit instant, nici nu trebuie să mă gândesc. Cea mai groaznică replică pe care am dat-o cuiva, dar o să mi-o furați acum mulți, că știu. Bună, mi-am pierdut ursulețul de pluș, pot să dorm cu tine diseară? Ma. Doamne, e atât de proastă când stau și aud, dar... Dar de câte ori ai folosit-o? 10 ori. Mă. 10 ori, cred. Și am o replică nouă acum, dar nu știu cum să zic, că chiar că o să mă furați. O să mi-o furați, rău de tot. Zi-mi eu mie dacă e... Ai 3 de dare, vedem unde ta următoare. Mar și m***i cringe. De 10 ori mai cringe de când m-aș fi așteptat vreodată. Dar unde ești, în show? Ești la România au talent. Dai trei de dane. Chiar funcționează. Ce, mă rog, unele dau sim. Ce să funcționeze? Mi se pare așa cringe. Normal că ți răspund că ești cine ești. Sunt și ele, mamă, ce-i cu ăsta, mă? Nu e așa rea. Bă, e oribilă, e rea, e groază. Nu e așa rea. Da, folosiți-o și voi să vedem dacă funcționează. Zici că are sens în capul meu, e tare, îmi place. I'm not very good at holding conversations, so can I hold your hands instead? Bă, ăsta e cute, frate. E un pic cheesy, dar a fost cute, adică nu vrea să... Dau acum! Nu vrea să... Mi-am pierdut ursulețul, vină încoace! Știi? Adică... Da. I'm going to sue Spotify, cause you're not on the hottest singles. Da, bla, nu mă cag. Hey, nu. O să continui fără Cristi. Mă joc șah și am nevoie de o regină. Crezi că mă poți ajuta? Holy shit, mamă, n-am auzit astea în viața mea. Bă, dar toate sunt cheesy, ok? Inclusiv aia cu 3 de da. Recunosc, e cheesy. That's the point. Să fie un pic cringe, dar amuzant. Bă, dacă te-a făcut să râzi, e ok. Lăsați în comentarii replici de-astea cringe de agățat. Pentru că majoritatea pe care le folosesc și eu sunt cringe, recunosc. Trebuie să fie cheesy un pic, dar na. That's the point. Știți deja, ne vedem aici zilnic pe canal. Nu uitați să vă abonați, pentru că avem aproape 90.000 de abonați. Așa că subscribe și noi ne vom vedea mâine cu un nou episod.